Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Astăzi vom răspunde din perspectiva Apostolului Petru la această întrebare a Domnului în legătură cu ziua Domnului. Ziua Domnului, spune Petru, va veni ca un hoț. Ne întrebăm despre ce zi este vorba și ce zi în calendarul poporului Advent ar veni ca un hoț. Că dacă ar fi să întrebăm despre revenirea Domnului Isus Hristos. Toate capitolele sunt citite, toate învățăturile sunt oferite, toate semnele de recunoaștere le știm, tot, toată descrierea teologică și profetică o avem în fața ochilor noștri, toate viziunile le cunoaștem. Nu are cum să fie cu adevărat revenirea Domnului Iisus Hristos. Suntem pregătiți cu privire la trăsăturile revenirii Domnului Iisus Hristos. Noi ne-am oferit un răspuns în teologia adventistă, cum că această ca un hoț, va veni pentru cei care nu vor accepta sabatul, pentru cei care nu vor accepta să vadă lucrurile cum le vedem noi și cam atât. Cam perspectiva aceasta foarte îndepărtată de început a poporului nostru. Pentru cei care merg în pas cu lumina și pentru cei care vor să înțeleagă solia îngerului treilea, noi știm că acea zi este cu totul și cu totul altceva. Este ziua ispășirii pentru cei vii, este reîntoarcerea Duhului Sfânt în templul inimii, este nunta mielului și pentru toți acei care acceptă să rămână în continuare în această orbire și refuză această solie a Îngerului Altelea, cu adevărat această mare zi a ispășirii va veni ca un hoț. Astăzi spuneam că vom lua această zi a Domnului și această întrebare a Domnului, în cadrul acestui concept, din scrierile Apostolului Petru. O persoană foarte cunoscută este prezentată foarte des, sunt predici despre el, despre viața lui, și în mediul adventist, și în mediul celorlalte biserici, creștinismul în general. Este o persoană foarte cunoscută, și de aceea vă spun încă de la început că nu voi insista pe ceea ce probabil că știm deja: momentele foarte cunoscute din viața sa, și mai de bine, și mai de rău. Și voi încerca să insist pe câteva din scrierile sale și din câteva trăsături generale ale cărților sale. Înțelegând timpul lor, înțelegând făgăduințele care le-au fost uh, oferite lor și câteva din pasajele care vor trebui să fie privite în lumina crescândă a Soliei Îngerului Alcele. Este clar că Petru este recunoscut ca și un conducător, ca un om de bază al micuției mișcări care se formea, și spun mișcare, că asta ar fi trebuit să fie, și atunci care se forma imediat după revărsarea, din păcate limitată, a Duhului Sfânt din ziua cinzecimii. Recunoaștem rolul său proeminent, recunoaștem influența sa de conducător și recunoaștem faptul că există multe lucruri frumoase pe care putem să le spunem despre acea mișcare care au văzut pentru prima dată revărsările revărsarea Duh Duhului Sfânt în măsură limitată, după cum spuneam, dar care aveau posibilitatea ca într adevăr să meargă la ziua Domnului. Din păcate noi știm că petru uh, prin aplicarea definiției, este și el un conducător, este și el uh, un membru al Îngerului Bisericii, care dacă este vorba despre o micuță mișcare, nu acuzăm absolut de nimic, dar vrem să înțelegem că caracterizarea generală a Bisericii din timpul lui, timpul lui Biserica Efes, este trecută de către martorul credincios ca fiind Biserica care și-a pierdut dragostea din tâi, ceea ce înseamnă că a trecut pe lângă ei ziua Domnului a trecut pe lângă, ei, pe lângă ei măreața zi a ispăhirii, a trecut pe lângă ei nunta mielului și de atunci încolo s-a uh, început uh, lucrarea aceasta uh, în care au trecut ani de zile pentru ca noi să dezgropăm de sub molozul erorilor uh, mărețele adevăruri care au rămas îngropate de la ziua cinzecimii. Eu zic că a venit timpul ca noi să avem privilegiul acesta de a redescoperi aceste nestemate extraordinare, de a le observa prin ochii soliei mă scuzați, neprihanirii lui Iisus Hristos și să le punem înaintea ochilor noștri. Noi credem încă o dată că acea zi nu este revenirea Domnului Hristos, ci că cel mai măreț eveniment este Marea Zia Ispășirii pentru cei vii. Acolo se va încheia Marea Controversă așteptăm revenirea Domnului Isus Hristos, dar revenirea Domnului Hristos nu poate să aibă loc fără această zi. Și la ora actuală, noi știm mai multe despre revenirea Domnului Hristos, dar nu dorim să cunoaștem și ni se pare că este o minciună Marea zi a Ispășirii pentru cei vii. Și noi tragem semnalul de alarmă în așteptarea, în așteptările noastre vis-a-vis -vis de ziua Domnului, că în felul acesta, ziua aceea, Marea Zi a Ispășirii va veni ca un hoț. La noi nu ni se pare că se poate întâmpla așa ceva. La noi nu credem că vom fi surprinși de o astfel de zi când în structura predicilor noastre, în, în structura și identitatea noastră noi spunem că aș, suntem așteptători ai revenirii Domnului Hristos. Asta înseamnă să fie adventist. Deci ziua aceasta cu siguranță că este vorba despre ziua Domnului Iisus Hristos, revenirea Domnului Iisus Hristos. Noi spunem că nu, din păcate nu va fi așa și din cauza aceasta este ca un hoț pentru că la ora actuală mesajul acesta este un mesaj Exclusiv adresat poporului Dumnezeu, Solia aceasta este un, o solie adresată poporului Dumnezeu, și că în felul acesta vom, vom ajunge să trăim experiența tristă în care această zi va veni ca un hoț. Pentru așteptătorii uh, mari Zile a Ispășirii, pentru așteptătorii Nunții Mielului, a Unirii Omenesului cu Divinul, această zi nu este ca un hoț. Este cea mai așteptată, este cea mai dorită, pentru ea ne rugăm. Pentru ea, pentru ea, în ea, în această zi a ispășirii pentru cei vii, ne punem toate speranțele noastre. Dincolo de perdea, este ancora noastră. Strigăm zi și noapte. Din cauza asta facem prezentările astea. Aici mi este inima mea la nivelul acesta personal și o pun și înaintea dumneavoastră. Pentru noi, ziua Domnului în în împlinirea ei, ca Marea Zei Spășirii, nu va fi ca un hoț, nu va fi nicio surpriză. Nu știm când se va întâmpla lucrul acesta, dar credem că Domnul va face această ispășire odată cu poporul și că în sfârșit omenescul unit cu Divinul nu va mai comite păcat și nu va mai exista despărțire niciodată. Nu va avea, avea loc, iar natura umană și natura divină nu vor mai fi despărțite niciodată. Despre Petru vă spuneam că este un conducător, dar în același timp recunoaștem că uh, face parte din, uh, dintr-un timp și o biserică care a pierdut dragostea din tâi. Dragostea față de marea zi a ispășirii și de nunta a mielului. Nici măcar n-au gustat-o. Atât de uimitoare au fost descoperirile pe care le-au făcut cu privire la înțelegerea lor cu acceptarea lui Hristos ca Mesia, cu privire la faptul că a înviat, cu privire la faptul că el era mielul care împlinea sistemul sacrificial și că tot sistemul lui Moise se împlinea în el, încât nu au putut să meargă mai încolo și să îndeplinească acea, acea făgăduință a Domnului care le-a spus că va veni foarte uh, curând. Dar recunoaștem în viața lui, fără ca să fim răutăcioși, că pentru uh, a cam înclinat de partea învățăturilor lui Moise, deși le-a apreciat și le-a acceptat și pe celelalte, dar, de exemplu, în, în dezbaterea primului Consiliu, cam a fost, cam a fost de partea, cam a fost de partea uh, celorlalți, de partea lui Iacov, ca să spun așa, și conducătorilor de atunci. Uh, și el, în general, Petru este recunoscut ca fiind un apostol care s-a ocupat de cei tăiați în împrejur, nu de cei ne în împrejur. În Galatea 2, Pavel spune că eu mă ocup de cei netăiați împrejur, iar Petru, colegul meu, se ocupă de cei tăiați în împrejur, adică de cei din poporul său, de, de cei care acceptau mișcarea aceasta și de cei care, care se luptau cât să renunțe din învățăturile lui Moise, cât să renunțe din serviciile sanctuarului, din spălările și botezurile și toate celelalte lucruri care se aflau, pentru că în Hristos s-au împlinit toate. Și a trebuit să lucreze în general cu ei. De fapt, ne-și dăm seama că dacă le citim, le citim epistola lui Petru, o să vedem că, în general, Petru li se adresează lor, li se adresează iudeilor, celor tăiați în prejur, celor care îl acceptau pe Mesia, celor care îl cunoșteau. Și o să observați că conținutul este de obicei adresat celor din popor, celor iudeilor săi, care, da, acceptau că Hristos este um, um, Mesia. Uh, și scrisoarea uh, lui Petru are aceeași destinatar ca și scrisoarea lui Iacov. Conținutul scrisorii lui Petru este în linii generale cu conținutul scrisorii lui Iacov pentru grupul lor de uh, seminții răsfirate peste tot, pentru a rămâne la lucrurile serioase pe care ni le a dat Moise, pentru că vă închipuiți că în timpul lor a fost pur și simplu o zdruncinare tectonică cu privire la adevărul extraordinare care se revărsau asupra ei prin ziua cinzecimii și prin pregustarea ploii timpurii. Și nu spun lucrul acesta cu cu gurea voință, ci vreau să vă spun că eu îi apreciez foarte mult și înțeleg și înțeleg și pe Petru, înțeleg și pe Iacov, înțeleg pe toți, pe toți membrii de vază pe care noi astăzi îi respectăm și pe care ne uităm la ei cu mare, cu mare apreciere. Eu înțeleg cât de greu le-a fost, adică Reversarea potopului de lumină care se, se descoperea în începătorul noii familii era foarte greu de apreciat și e plăcut și bine ceea ce au făcut, dar asta nu înseamnă că nu ne dăm seama de potențialul și de posibilitățile extraordinare care le-au trecut pe lângă ei. Ziua Domnului a trecut pe lângă ei, pur și simplu, și Petru a fost unul dintre cei a căror scrieri și a căror influență mai degrabă, mai degrabă au au confirmat faptul că Biserica Efesului a trăit tragedia pierderii dragostei din tâi. Și uh, noi credem că Biserica Efesului trebuie înțeleasă în această tragedie, care seamănă foarte mult cu tra tragedia la Odicei. Uh, și gândiți-vă puțin că grupul acela, mișcarea aceea care tocmai se formasă, uh, avea în componenta lor și foarte mulți dintre tinerii preoți care s-au botezat și au venit la noua credință. Citiți acolo în fapte și o să vedeți că și Sora White vorbește în cartea ei că există foarte mulți preoți tineri care au acceptat pe Hristos ca Mesia și a fost extraordinar. Și trebuie să recunoaștem că, în general, în influența lui Petru și a lui Iacov în special, mai degrabă au cârmit către către religia lui Moise și către învățăturile pe care le-a le Moise și s-au îndepărtat de scopul etern al lui Dumnezeu. Asta este realitatea și trebuie să o recunoaștem. Petru cam în categoria aceasta se învârte. Aici noi nu ne facem discuții pentru cei care ne urmăresc. Dacă Petru este inspirat, cum au făcut pe la Loma Linda și au făcut emisiuni în care noi spunem că cartea lui Iacov n-ar fi inspirată. Noi nu vorbim că oamenii ăștia n-au fost inspirați, dar au fost inspirați și Domnul a lucrat cu cât au putut ei să, să ducă la momentul acela. Domnul a lucrat cu oameni precum Iacov, precum Petru, cred că a lucrat și prin Smith și prin Butler, a lucrat și prin ei. Dar în momentul în care a venit mersul la pas cu lumina crescândă, s-a întâmplat și în timpul lor și în timpul celor din 1888 și se întâmplă și în timpul nostru ca să se stopeze lumina și consecințele să fie foarte grave. Pot să vă dau de asemenea exemplu că atunci când era disputa aceea cu privire la cât să se păstreze în biserică, în prima lor conferință generală, cu privire la învățăturile învățăturile lui Moise, era, că era vorba de circumcizie, vă dați seama că era în special ce păstrăm, ce păstrăm din iudaismul nostru, ce păstrăm de la părinții noștri, ce păstrăm din structurile noastre. Bine, bine, la acceptăm pe Hristos, înțelegem că El este Mesia, dar nu chiar așa părăsim toate învățăturile și toate lucrările și toate uh, riturile pe care le făceam înainte. Prenunțăm uh, la El, la una, la alta, dar restul, circumcizia, ce facem cu ea, ce facem cu celelalte lucruri pe care iudeii țineau foarte mult la ele. Asta era disputa lor cea mare. Și Petru s-a prins și, ea, și el în această dispută extraordinară. Cred că vă amintiți cum veteranul nostru, ajunge la un moment dat ca să își cam calce pe principii și pe convingerile care sunt sigur că le, că le avea. În ocazia aceea când merge la Antiohia și se întâmplă situația cu venirea unora de la Iacov și el s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați în prejur. Și uh, noi ne putem da seama de ce s-a întâmplat lucrul acesta și că s-a întâmplat după revărsarea Duhului Sfânt de la ziua 50.000. Și că acolo a cam fost o mișcare politică care ne arată că Petru în sine a vrut cam să-l mulțumească pe, pe Iacov și să nu se raporteze conducătorului și președintelui de conferință cum că el nu respectă prevederile pe care Moise le-a dat în legătură cu asocierea iudeilor și cu neamurile. Și asta a fost situația lui Petru. De ce ne ocupăm de treaba aceasta? Pentru a înțelege în mod serios că oamenii aceștia Oamenii aceștia au fost niște oameni valoroși. Noi nu îl prezentăm critic pe Petru sau pe altcineva sau pe Iacov, așa cum am mai vorbit. Dar trebuie să recunoaștem că prin deciziile pe care le-au luat acești oameni, s-a dat cu piciorul și s-a ajuns în situația că această biserică și-a pierdut dragostea de întâi. Domnul nostru lucrează și îi alege pe acești oameni deosebiți ca ei să fie într-adevăr îngerul bisericii și prin ei să se ducă lumina. Dar dacă aceștia hotărăsc să facă altfel, Domnul nu are ce să facă dar consecințele rămân în continuare și, din păcate, încă avem adevăruri pervertite pe care trebuie să le dezgropăm după 2000 de ani. Bun, dar de ce credem noi că la ora actuală ziua Domnului va veni cu, ca un hoț în conștiința și în realitatea pe care o trăim în cadrul minții colective a poporului lui Dumnezeu, în cadrul Bisericii la Odiceea? De ce credem noi că încă este pericolul ca ziua Domnului să vină ca un hoț? De asemenea, ca și exemplu, pot să vă spun că sunt multe elemente pe care putem să le găsim în cartea lui, lui Pavel. Dar mi s-a părut interesant că dacă îi citești, primele, citești cele două epistole ale, ale, lui Petru în cartea sa, observați că tocmai la, în epistola lui Petru ne prezintă două principii care dacă ar fi privite la modul serios prin solia ochii, prin ochii soliei îngerului al treilea, prin, uh, prin uh, unguentul acesta spiritual al Duhului Sfânt în percepția aceasta deosebită cu privire la Duhul Sfânt și cu privire la cheia Soliei 1888. chiar Petru al nostru care în general a cam ținut de de învățăturile începătoare și s-a ocupat în special de către cei din casa lui, nu s-a ocupat cu aduce evanghelia la neamuri și de a înțelege scopul etern al lui Dumnezeu și a percepe cum a făcut de exemplu Pavel care a înțeles taina evlave și ce înseamnă Hristos în voină deci de slave. Dacă citiți chiar câteva versete din învățăturile de bază, zic eu ale epistolelor lui Petru, ale celor două epistole, o să observați că el dărâmă pur și simplu doi piloni de bază ale judaismului și ale judaizanților care sunt pervertite și care au migrat până în timpul zilelor noastre. Și anume două subiecte centrale. De exemplu, nașterea din nou și preoția universală a tuturor credincioșilor. Astea sunt două, doi piloni de bază, cel puțin preoția universală, stetoseminția aleasă, este cunoscută aproape de fiecare predicator, cred că mai mult decât nașterea din nou. Dar eu declar că au migrat aceleași învățături pervertite din timpul lui Petru, pe care el le-a rezolvat, rezolvat în cartea sa și în epistola sa dacă ar fi citită prin solia îngerului altele, prin ochii soliei îngerului altelea și cu privire la preoția universală. De exemplu, nașterea din nou. Nașterea din nou atât ei cât și noi credem că are loc la botez și că ea se repetă în fiecare zi de fiecare dată când păcătuiești. Te naște astăzi, mâine îți ceri iertare, păcătuiești, iar te mai întors, nașterea din nou, dar ca eveniment pe care îl recunoaștem fiecare, noi credem că nașterea din nou are loc la botez. Și dumneavoastră, unii aveți 30 de ani, 40 de ani, 20 de ani, 70 de ani, unii v-ați născut și ați avut botezul acesta. Și în general, noi nașterea din nou o identificăm cu un moment de pocăință foarte înalt. Așa făceau și ei. Exact același învățături. Preoția universală. E clar că Petru spune că aparține tuturor credincioșilor și că n ar trebui să avem o clasă specială, o clasă de clerici care încalcă flagrant și învățăturile Domnului Hristos cu privire că nu ar mai trebui să mai existe așa ceva, nu o să fie discuția între hirotonine, de bărbați și femei. n ar trebui să fie clasă de preoți deloc. Nu ar fi trebuit să fim o mișcare. Ei, Petru le rezolvă pe amândouă. Pe amândouă. Uitați, de exemplu, cu privire la nașterea din nou, el declară în epistola lui că nașterea din nou nu are loc prin botez. El spune că are loc prin cuvântul lui Dumnezeu. Ia, ascultați dumneavoastră versetul acesta. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și aceasta este cuvântul care a fost propovăduit prin Evanghelie. Deci, nașterea din, loc, din nou are loc prin cuvântul lui Dumnezeu el zice și se face, prin unirea omenescului cu Divinul, Dumnezeul nostru Creator, dintr-o sămânță care nu poate putrevi după sămânța aceea. Care e sămânța? Sămânța la singular, sămânța adică în virtutea a ceea ce s-a realizat în omul Iisus Hristos, același lucru trebuie să se realizeze în noi. Deci nașterea noi, nașterea din nou după definiția lui Petru, este prin cuvântul lui Dumnezeu și noi spunem la fel, nașterea din nou, nu a avut loc cu tine la botez, nu are loc cu tine individual, ci are loc odată cu tot poporul la marea zi spășirii când Dumnezeu zice și se face, când Domnul spune vă voi scoate inima de piatră și vă voi da o inimă de carne și după aceea voi instala Duhul meu în ea, voi, uh, voi pune sistemul meu de operare, voi scrie legile și poruncile mele. Deci doar un singur verset, doar un singur verset luat în mod serios prin perspectiva soliei îngerului al a ar rezolva marea problemă cu privire la percepția noastră greșită cu privire la nașterea din nor. Ei au avut-o în timpul acela, pentru a rezolvat-o prin puterea Duhului Său cel Sfânt, puterea Duhului Sfânt iar noi o pervertim în continuare. Iar preoția universală, ce se vă mai spune de așa ceva? Pentru că, la ora actuală, noi spunem că preoții și pastorii și uh, grupa din care am făcut parte nu sunt clerici. Nu, și noi suntem niște slujitori a Domnului și dumneavoastră aveți posibilitatea să veniți la amvon, să faceți toate lucrurile acestea, dar trebuie să recunoaștem că la noi există clerici și există laici. N-ar fi trebuit să fie niște specialiști care să ne spună care este calea Domnului. Nu, nu despre asta. Nu trebuia să, să se întâmple această experiență și de aceea și niște spune Domnul că am trăit această tragedie în care conducătorii totdeauna s-au așezat între solie și popor, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în 1888. Deci, v-am dat două exemple, că spuneam de ce credem noi că la ora actuală ziua Domnului va veni ca un hoț pentru biserica la Odiseea. Păi va veni ca un hoț în legătură cu nașterea din nou, în legătură cu componenta centrală a faptului că nu primim Marea Zia Ispășirii pentru cei vii. Componenta centrală a faptului că Ziua Domnului pentru noi nu este Nunta Mielului și credem că suntem pregătiți și că avem lecțiile făcute și că noi nu vom fi luați prin surprindere. Ei vor fi luați prin surprindere mincinoșii din celelalte biserici, oamenii din afară, celelalte denominațiuni, bă, acela de denominațiuni nu prea, că ne închinăm la același Hristos și tot toți l așteaptă pe Hristos. Probabil că păgânii și atei, aceștia, rauvoitorii, aceștia și dușmanii, neamurile acestea vor fi luate prin surprindere. Bineînțeles că ele vor fi luate prin surprindere, dar eu spun că acest verset și această trimitere și această avertizare vis-a-vis -vis de ziua Domnului aparține poporului lui Dumnezeu întrebarea care trebuie să ne frământe pe noi în ce fel pentru poporul la Odicei, pentru poporul la Advent, ziua Domnului va veni ca un hoț, că dacă va fi despre pregătirea prealabilă în cunoștință și în teorie cu privire la, la revenirea Domnului Hristos, suntem tobă de carte. Și atunci nu are cum Petru să ne spună că ziua Domnului va veni ca un hoț. Care mai sunt alte elemente, alte elemente care să ne pregătească? De ce spunem noi, fraților, de ce credem noi că la ora actuală ziua Domnului va veni ca un hoț pentru biserica la Odicei? Pentru că mă uit la realitatea tristă și spun că la ora actuală biserica adventistă, ca și organizație, o spun cu durere, la ora actuală nu are o solie care să ofere răspunsuri la problemele cu care se confruntă omenirea. Nu are. Pe hârtie este trecută solia celor trei îngeri, dar nu este crezută, nu este văzută ca și singura soluție care să aibă în componența ei rezolvare la, tuturile, la toate problemele cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Nu are biserica niște subiecte clar prezentate care să însumeze o solie de vindecare în așa fel ca ziua Domnului să nu vine ca un hoț. Și noi declarativ noi spunem că biserica noastră este pregătită și că are... În, în, în centrul ei Solia celor trei îngeri Și dacă privim acolo În mod serios În mod adânc o să observați că După aprecierea pronunțată de cei trei îngeri Noi vom fi Și suntem cred eu puși față în față Cu cele mai solemne realități Cu care s-a confruntat vreodată Omenirea aceasta și cu cel mai mare necaz Care nu a mai fost niciodată Și nu va mai fi Și noi cu ce ne ocupăm? Noi cu ce ne ocupăm? Care este mesajul? Care este solia? Care sunt subiectele clare? Care este soluția? Puteți să însumați în două cuvinte care este soluția celor trei îngeri. Bun. Și în ce constă solia celor trei îngeri? Doar citirea lor peste tot? Doar faptul că facem campanii de evangelizare în care le spunem oamenilor că Dumnezeu îi va omori cu moartea a doua pe cei care aleg diferit de ei și care nu aleg să recunoască că ziua șaptea este sabatul? E mai mult decât atât care este soluția. De ce ne ocupăm? Că eu dacă mă uit în cadrul poporului meu, eu văd că ne ocupăm de chestiuni așa, de aranjament, de zidul de Ipsos, de zidul acesta strâmb, așa cum am avut noi o prezentare în legătură cu Ezechiel. Ca să-l citez pe fratele Short, care este un scriitor de mare, mare valoare, spune așa, avem de făcut mai mult decât să îngrijim manicura ortodoxiei creștine. Solia celor trei îngeri se ocupă de miezul creștinismului, spunea Short. Adică noi nu trebuie să ne ocupăm cu manicura. Se duc doamnele noastre la să-și facă manicura și pedicura și dăm cu puțină ojă și mai pilim puțin pe acolo ca să arate frumos unghiile. Chestiunile astea de exterior ale ortodoxiei creștine, ne închinăm la același Hristos, îndreptățirea prin credință, pentru bunăstarea lumii și pentru a ajutora oamenii săraci. Astea toate sunt manicura ortodoxiei creștine la care ne place și plătim bani grei și ne place și credem că asta este nevorbă. Nu! Solia îngerului al treilea surprinde în ea, surprinde în ea esența și miezul creștinismului, esența și chemarea poporului advent. Altfel ziua Domnului va veni ca un hoț. Va veni ca un hoț. Așa au spus și ceilalți profeți. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Vai de cei ce așteaptă ziua Domnului? Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Unii au spus că va fi întuneric și nu lumină, alții au spus că va fi mare și că va fi înfricoșate. alții au spus că trebuie să geme, alții au spus că uh, nu ne-am suit să zidim casa Domnului, alții uh, ne-au spus că noi zidim și tencuim cu același ipsos, probabil. Peste tot, numai avertizări și numai așteptări total diferite de așteptările noastre. Și Petru ne spune că în felul acesta, poporul Advent, care respinge și a respins solia Îngerului al și spune peste tot că i au primit-o și că ei sunt pregătiți și că ei știu și că ei cunosc toate lecțiile și că nu e ziua Domnului cu privire la Marea ziua Ispășirii și, și că e vorba de revenirea Domnului Hristos și că noi asta așteptăm, mai frate, că noi știm exact cum va veni și uite semnele și știm și prezentările și peste tot și asta este tot. Marea problemă este că, la ora actuală, biserica noastră nu are o solie care să fie identificată de celelalte surori și de lumea întreagă ca fiind solia care dă răspunsul și care ajută la vindecarea omenirii. Omenirii nu manicură din astea, mai multe campanii, nu manicură din asta în care îi atacăm pe oameni cu terorismul acesta spiritual că dacă nu aleg de partea Domnului Domnului va distruge pe toți în, în dreptatea lui pentru că au ales diferit de ceea ce le-a spus ei. Nu o din asta în care facem tot felul de întâlniri ecumenice și televiziuni ecumenice în care să arătăm că suntem cu toții frați în același Dumnezeu pe care îl vedem. Nu despre asta este vorba. Noi avem în componenta noastră, noi avem solia oferită, ploaia târzie s-a revărsat în primii strop de ploaie, așa cum este identificat în solia 1888, dar la ora actuală nu o folosim, nu o credem, nu vedem elementele principale care le compun și ziua Domnului în felul acesta va veni ca un hoț. Da, solia îngerului uh, treilea, Sau cele trei soli îngerești, cum ne place noi și să spunem. Observați că realitățile sunt de o seriozitate extrem de, 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 de uh, directă și omenirea va fi confruntată de niște realități cu care nu s-a confruntat absolut niciodată. Niciodată! Care este mesajul? Gândiți-vă puțin la mânia uh, felului în care se desprinde uh, vibrația aceasta uh, din solia Îngerului al în care vorbește despre mânia aceasta turnată uh, în paharul mânie și limbajul acesta violent cu care Dumnezeu este, uh, se coboară până într-acolo în limbajul pe care a trebuit să-l scrie colegul lui Petru Ioan, uh, că așa funcționa oamenii, ei nu puteau să reacționeze decât la că se vorbea în felul acesta. Gândiți-vă că Ioan când vorbește din Solia Angelului al III-lea, a iii, a III a îngerească vorbește despre vai de cei care vor merge pe calea Babilonului și despre foc și despre pucioasă și despre uh, 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 mânia aceasta turnată, neamestecată, limbajul acesta care uh, este la fel ca și strigătul pe care l-am văzut în toate prezentările noastre de până acum e un semnal de alarmă. Domnul spune, mă cobor până într-acolo să fiu, să vorbesc ca un Dumnezeu violent. Mă cobor până într-acolo ca să vorbesc ca un Dumnezeu care vă voi pedepsi și care voi cobor peste voi, judecăți. Nu mai, numai ca să vă treziți și să vă dați seama despre caracterul neprihănirii, să vă dați seama de, de urmările alungării, îndurării și respingerii soluției unirii omenescului cu Divinul. Asta a făcut Dumnezeul nostru în toate soliile de acolo. Când citești Solia Îngerului al treilea, vezi că este vorba despre semnul fiare și despre semnul Domnului și despre ziua Domnului și noi am răspuns și la lucrul ăsta, suntem pregătiți. Și Petru spune, vedeți că ziua Domnului va veni ca un hoț. Adică, fraților, trebuie să înțelegem că luat în serios, adventismul trebuie să aducă Evanghelia în fața lumii așa cum nu s-a mai văzut niciodată până acum. Trebuie să aibă loc o experiență care să adune în sine ceva care nu s-a mai văzut niciodată până acum. Niciodată până acum. Și eu cred că Dumnezeu nu ne poate lăsa pe noi să trăim experiențele celor mai teribile suferințe fizice și ale zbuciumului sufletesc, care vor cădea peste oameni fără dar și poate, din cauza că răspunsul nostru este o simplă îngrijire a manicurii spirituale, a ortodoxiei creștine la care aderăm cu mare bucurie, în special după 1955. Eu vă spun că singurul eveniment, singura soluție, singura vindecare, singurul eveniment care nu a mai avut loc niciodată este o generație de desăvârșită, odată cu tot poporul. Va apărea o, o, generație de oameni părtași de natură divină, căsătoriți și uniți cu, cu, mirele ceresc. Uniți vor fi una și atunci ei nu vor mai păcătui. Omenescul unit cu divinul nu păcătuiește. Sunt oamenii care au înțeles consecințele grave ale despărțirii din Eden și care aleg să vină la nuntă. Sunt oamenii care și-au pus toată speranța lor dincolo de perdea. Nu există niciun eveniment care să cuprindă în sine toate aceste componente care, care să pună capăt marii controverse, așa cum este în Mielului. Acesta este mesajul care ar fi trebuit să, să zguduie lumea. Cu un astfel de mesaj, ziua Domnului nu va veni ca un hoț peste, peste poporul Advent. Cred că Petru a avut dreptate și a fost inspirat de Duhul Sfânt când a spus că ziua Domnului va veni ca un hoț pentru că voi îi respingeți singura solie capabilă să vă arate că ziua Domnului va veni ca un host, ci va veni ca ziua așteptată, ca ziua dorită. Este ca și o operație pe cord deschis. Da, asta este ziua Domnului. O operație de cord deschis. Voi șterge păcatele voastre, mă voi uni cu voi. Prin toate profețiile s-a scris despre așa ceva. Este o procedură categorică care va aprinde mânia și opoziția păsărilor necurate în frunte cu oamenii care vor respinge această operație pe cord și care vor ataca în moștenirea noastră profetică și care va ridica Babilonul întreg împotriva noastră care ne vor face cei mai periculoși oameni de pe planeta aceasta pentru că noi am ales să trăim și să experimentăm în noi ceea ce a avut loc în izbăvitorul nostru Că judecător înseamnă izbăvitor și el este singurul care ne poate izbăvi de cananiții din inima noastră. El este singurul care poate să facă această operație pe cor deschis. El este singurul care poate să șteargă toate păcatele care au fost puse de-a lungul uh, timpului asupra sanctuarului și a aduna poporul în Marea Ziei Spășirii, în, uh, în experiența asta a celor în viață. Noi credem în începutul noii omeniri și noi credem că ceea ce a avut loc în el trebuie să aibă loc în noi. Vă rog să realizați că toată această rebeliune, că toată această disperare, că toată această suferință și de durere, ăsta este Holocaustul. Holocaustul nostru îl avem de șase de ani. Noi suntem uimiți de Holocaustul care a avut loc în timpul celor de-al doilea război mondial, dar noi avem, Dumnezeu nostru este supus să vadă un Holocaust de peste șase de ani în omenirea sa care este o realitate istorică care se amplifică pe zi ce trece și pe ani. Pe, 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 pe moment ce trece, observați cum se schimbă realitățile de la o zi la alta. Care este mesajul central care zguduie omenirea? Care are potențialul ca să trezească toate păsările necurate și să devenim oamenii care vor fi persecutați și puși la o parte. Nu vrem să invităm așa că vrem noi anarhia și criza finală, ci vrem să spunem că Domnul spune că eu vă spun dinainte, eu vă spun cum să fiți pregătiți, eu vă spun cum să vestiți și care este solia și care este singura solie. Fraților, luați dumneavoastră la ora actuală ceea ce reprezintă centralitatea mesajului Bisericii adâncite de ziua 7 și spuneți-mi dacă poate să întoarcă lumea cu susul în jos. Dacă cumva vom fi persecutați pentru ceea ce se întâmplă la ora actuală în biserica noastră. Dacă direcția pe care o avem cu școlile noastre, cu educația noastră, cu predicile noastre, cu direcția bisericii, cu aplauzele de peste tot. Spuneți-mi dumneavoastră dacă acestea au în ele potența de a întoarce lumea și de a porni cu adevărat această experiență prin care noi nu ne dorim să fim cei mai periculoși oameni, ci pentru că satana într-o lume a lui a neprihănirii ne va privi ca cei mai mari dușmani care pun în pericol și el știe că îi punem în pericol împărăția nelegiurii lui. Spuneți-mi dumneavoastră, care, cu ce direcție? Cu luptele care se dau între noi, între conservatori și liberali? Cu luptele care se dau în legătură cu ce este și cu ce nu este? cu bătaia în piept cu faptul că noi am primit îndreptăția prin credință și ne închinăm acelui și Hristos, cu aplauzele și cu toate aprecierile pe care le avem de la toate grupurile de credință, nu are nicio treabă satana cu așa ceva. Ne dă și biserici, o să vedeți că după pandemia asta o să ne dea voie să ne și întâlnim, nu are nici el o problemă cu chestia asta. Ba ne va umple și rândurile bisericii noastre. Deci, fraților, dacă revenirea Domnului Hristos, pe care o spunem peste tot că o recunoaștem și că o dorim, așa cum spune poporul, ziua Domnului, dacă întrebi adventiști ce este? E ziua revenirii Domnului Hristos. O dorim, Doamne, revine-o. Doamne, vrem revenirea ta. O cântăm pe la toate programele, o predicăm la toate predicile noastre. Ei, întrebarea este de ce? De ce a întârziat atât de mult? Pentru că fiecare zi este o zi amplificată de nebunie, de durere și de holocaust. Ce e cu toată această tărăgăneală privită din perspectiva noastră, tărăgăneala cerului la care privim? De ce, Doamne, întârzii se vii? E aproape lipsită de orice sens în momentul în care știm că această mare controversă este în fața Universului. Că noi adventiți așa spunem, că marea controversă este o exprimare la nivelul Universului. Ce spune jurul ceresc cu privire la această tărăgăneală? De ce nu vii, Doamne? Că ai spus de 2000 de ani, din timpul lui Petru, ai spus că vii. Cu siguranță că problema este la noi. Cu siguranță că problema este că Dumnezeul nostru nu are nimic ce să facă decât să spună. Prin profeții noștri în legătură cu ziua Domnului. Băi băieți, ce așteptăți aveți voi de la ziua Domnului? Că va fi întuneric și nu lumină dacă mergeți în direcția aceasta. Că va fi mare și înfricoșată dacă mergeți în direcția aceasta. Că va veni ca un hoț, spune Petru, dacă mergeți în direcția aceasta. Priviți dumneavoastră la, la, la starea omenirii. Priviți dumneavoastră la suferința perpetuată din cauza faptului că poporul la Advent a respins solia trimisă prin fații John și Wagner acum 130 de ani. Luați numai ultima parte a istoriei noastre rușinoase. Luați faptul că după respingerea aceasta au urmat, au urmat două războaie mondiale. Observați suferința și tot ce se întâmplă. Credeți că nu suntem responsabili pentru ceea ce a însemnat a însemnat respingerea vindecării și a zilei Domnului care ar fi putut să vină ca urmare a primirii soliei foarte prețioase pe care Domnul a trimis-o prin față John și Wagner? Soluția neapărat trebuie să încorporeze în ea încheierea marii controverse. Trebuie să aibă picioarele de prindere care să susțină tot acest șafodaj construit pe solia îngerului al III. Și faptul că marea controversă, fraților, nu a fost rezolvată în șase milenii, Holocaustul acesta care continuă ne spune că trebuie să existe o soluție, iar noi ne oprim și spunem, esența poporului advent ar trebui să fie unirea omenescului cu divinul, nunta mielului, în care unirea, se va produce unirea dintre natura umană și natura divină și atunci nu se va mai păcătui, o generație finală, ceva extraordinar care va face Babilonul să fumege și să meargă la atac împotriva celor care au mers cu toții la pomul vieții. Abia atunci satana va începe să, 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 își pregătească externalizarea ierarhiei sale și momentul acela va pune capac cu momentul în care va încerca să ce pe Domnul Hristos și nevenirea sa. Este trist, este trist că, la ora actuală, avem probleme grave în poporul lui Dumnezeu cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la natura păcatului, cu privire la nunta mielului, cu privire la ispășirea finală, cu privire la ce înseamnă atonement. Încă e nevoie să primim răspuns la acestea. E, e, e în ceas târziu. Și realitățile pe care le, tri, le trăim ne arată că nu mai este foarte multă vreme. Trebuie să înțelegem neapărat această dilemă teribilă în care ne învârtim de-a lungul timpului. Și eu nu cred că există cineva, nu există ca Dumnezeul nostru să, să, să nu fie primul care să-și dorească un răspuns. Eu cred că El ne-a dat răspunsul acesta, eu, eu cred că El ne-a dat soluția aceasta, El este primul care-și o dorește, dar nu poate să activeze în jurul nostru, ne atrage atenția. a consimțit să, să fie prezentat în limbajul acesta foarte violent. Cum îl găsiți în cei trei îngerești și, în special, în Solingerul al Treilea, și de-a lungul timpului, pentru generații de oameni care nu funcționau, care le trebuia vorba aceasta cu, 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 cu uh, autoritate și cu uh, mânie și cu distrugere și cu lucrare ciudate. A trebuit să facem toate lucrurile acestea. Și cred că Domnul nostru ne-a spus, eu v-am dat răspuns. am dat răspuns în 1888. V-am dat răspuns prin faptul că v-am promis la Sinai că vă voi ridica pe unul din mijlocul voștri, unul ca mine, cum a spus Moise, când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, ca să cităm Scriptura. Și este clar, fraților, că atât diagnosticul și rețeta pentru păcat se află în întrupare. Încă o dată, noi credem că realizarea a avut loc în omul Iisus Hristos și el a oferit și diagnosticul și rețeta pentru păcat diagnosticul este, problema este despărțirea din Eden, iar rețeta de vindecare este unirea omenescă cu Divinul. Hristos a spus, eu nu pot să fac nimic dacă Tatăl nu locuiește în mine. Deci, prin urmare, dacă diagnosticul ține de despărțirea de Dumnezeu, ești sărac, nenorocit, orb și gol, atunci soluția este haina neprihăririi, reîntoarcerea la acea haină pe care a purtat-o Adam, reîntoarcerea la ceea ce s-a întâmplat în omul Iisus Hristos. El este începătorul unei noi omeniri. Diagnosticul în Isus Hristos poate fi văzut și înțelegem ce înseamnă ca un membru al familiei umane să fi făcut parte și Dumnezeu să fi intervenit ridicând unul dintre frații noștri și înțelegem că soluția o este unirea omenescului cu Divinul. Cum? Făcut asemenea fraților săi. Făcut asemenea fraților săi. Adică prototipul. Adică începătorul unei noi omeniri. Domnul a spus, uitați, la Sinai eu asta am vrut să fac cu voi. Eu am vrut ca la Sinai să nu vă veniți ca un hoț venirea noului legământ, dar voi ați spus că vom face. Și atunci Domnul a spus, n-am ce să fac. Domnul a vrut să ne vorbească, să vedea slava pe fața lui Moise și voi ați spus, nu, pune o măhramă. Și Domnul nu ne mai vorbi tu, Doamne, nu ne mai vorbi tu. Lasă să ne vorbească Moise, lasă să vorbim așa cu, cu pusă asupra noastră. Și Domnul a spus, sunt nevoit atunci să merg o milă mai departe și am să pun înaintea voastră prototipul începătorul. Am să pun pe omul Iisus Hristos. Am să pun pe cel care este începătorul unei noi familii umane. Prototip. Eu zic că Domnul a răspuns. Eu zic că Domnul are inima plină de suferință când vede că el a oferit, el a oferit soluțiile poporului său. În revărsarea, în revăsarea, uh, slavei caracterului său în omul Iisus Hristos. Petru a trăit sub ochii lui, a văzut sub ochii lui cum era Domnul lui, cum era neprihănirea în carne și oase. Toate acestea ar fi trebuit să ne vorbească cu putere. Și mărturia acestui fiu al omului trebuie să fie susținută de mărturia noastră la ora actuală. Universul acesta și omenirea aceasta necesită să trăim o experiență prin care trebuie ca mărturia lui Isus Hristos, care este completă, perfectă, să nu fie înlocuitoare, ci să aibă loc și în martorii săi. Adică ceea ce a avut loc în el, trebuie să aibă loc și în noi. Noi, dacă adventiștii vorbim despre o mare controversă și despre o dezbatere și de către o, 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 un conflict între împărăția neprihănirii și împărăția nelegirii, noi spunem, bine, Doamne, a avut loc demonstrația în Iisus Hristos, dar este de ajuns? Oh, a venit creștinismul și adventismul pe, de cealaltă parte, s-a mutat cu toții în sfânt și a spus, da, faptul că a avut loc în el, Acum e nevoie doar în locuitor, ca în locuitor al nostru, să credem în sângele Domnului Hristos. Nu e vorba nicio de săvârșire, nu e vorba de nicio mare zi a ispășirii, nu e vorba de nicio nuntă a mielului, nu e vorba de nicio mare zi a ispășirii pentru cei vii. Nu există. Ce? Soli? Bine, predicați-o celor trei îngeri. Bine, dacă credeți că e sabatul, e sabatul. Nu despre asta este vorba. Și Domnul nostru spune, Domnul nostru spune, nu, mărturia lui Iisus Hristos trebuie să fie susținut de mărturia noastră a martorilor care suntem și noi astăzi doritori să avem această experiență din Nunta Mielme. Textul pe care vi-l propun să-l vedeți dintr-o nouă perspectivă vis-a-vis -vis de ceea ce v-am spus este cel care se găsește în Matei 18. Oh, când spunem Matei 18 și zicem frate noi știm, textul ăsta îl prezentăm când e vorba despre excludere în biserică și când e vorba să să corijăm sau să ajutăm pe cineva sau să corectăm pe cineva când se întâmplă câte o problemă în biserică. Că acolo se vorbește că e nevoie să mai iei cu tine unul sau doi pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Matei 18 cu 16. Mai ia cu tine unul sau doi pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Ia luați textul acesta, nu în, în ciorovăielele pe care le avem noi și care le-am rezolvat noi biblic, frate. Eu am spus la doi, era și fratele acolo de față și el nu a vrut să facă și întâlnirile noastre de comitet. Vă rog, treceți de mult de faza aceasta de copilărie în care credem că am primit planul Domnului că am pus sau că am dat pe cineva din biserică sau am corectat noi și am ținut biserica intactă și curat. Vă rog să luați textul acesta vis-a-vis -vis de discuția începută de noi în contextul marii controversă. și gândiți-vă că s-a dat mărturia adevărată prin primul martor, prin începătorului noi familii prin al doilea Adam prin omul Iisus Hristos. Și acum Domnul spune, acum, în fața Universului, am nevoie de al doilea și al treilea martor, adică de omenire, adică de întreaga familie umană, am nevoie de martorii aceștia care vor veni să sprijine că experiența extraordinară care a avut loc în Iisus Hristos o dorim și noi și că este singura soluție pe mărturia a doi sau trei sau 144.000 de de Membrii care vor veni să mărturisească și să confirme: luați textul acesta în cadrul controversei dintre bine și rău, în cadrul controversei în care mărturia nu este pentru cioarăvrelele de la camera de comitet, ci este în fața Universului Ceresc. Și Dumnezeu spune: nu numai că uh, nu poți să câștigi cazul acesta prin faptul că doar Hristos a fost singurul martor, dar pe zi ce trece mai mulți oameni se afundă în orbirea aceasta față de mine și față de moarte și față de soluția pe care o dau la despărțirea din Eden. Domnul ne-a spus, veți primi o putere în momentul în care se va pogoră Duhul Sfânt peste voi și ar fi trebuit ca în timpul lui Petru să se fi înțeles despre ceea ce Domnul le spunea, uite ce am de gând să fac cu voi, al doilea și al treilea martor și ar fi vrut să facă și cu Petru și ar fi vrut să facă cu toți ceilalți, dar și cu Iacov și cu toți ceilalți care îi respectăm pentru ceea ce au făcut, numai că lor li s-a... Ei au trăit această experiență extraordinară de la cinzecime și deodată au spus, da, dar ce facem cu învățăturile lui Moise? Bun, dar ce facem cu spălările? Dar ce facem cu botezul? Dar ce facem cu nașterea din nou? Dar ce facem cu toate măsurile și cu toate riturile noastre? Dar ce facem cu toate acestea? pe bună dreptate, noi îl așteptăm, dar mergem și ducem în toate neamurile. Și ei au făcut lucrare bună. Numai că situația este că în frunte cu Petru, Biserica din Efes și-a pierdut dragostea din tâi. Și la ora actuală noi trăim timpul în care generația noastră poate să fie al doilea și al treilea martor la nivelul macro, la nivelul în care omenirea și mireasa aceasta va spune ce a avut loc în primul martor, Va avea loc în următorii martori, vorbind la nivelul acesta colectiv. Că, așa, că suntem 2, 3, 4, nu venim în mod individual, separat, unul acolo și izolat, ci venim toți în Marea Zi a Ispășirii și doar reîntoarcerea Duhului Sfânt în Templu Inimii, în măsură nelimitată, ploaia târzie, va putea să aducă acea soluție. Asta este oferta pe care ne-o dă Domnul. Și Domnul ne spune prin Petru: dacă nu înțelegeți soluția aceasta ziua Domnului va veni ca un hoț. Hristos de asta spunea, spunea, amintiți-vă, zicea el în Ioan 5 cu 30, 31, dacă eu mărturisesc despre mine însum, mărturia mea nu este adevărată. Adică noi spunem, nu este de ajuns că el a mărturisit. Da, el a mărturisit. A venit creștinismul de astăzi, manicura ortodoxiei creștine, și a spus, da, el a făcut treaba asta, a avut loc în el, noi doar trebuie să credem. Am pus cruce înaintea noastră, păcatele lui, păcatele noastre vor fi șterse, va fi nevoie de o schimbare de ordin fizic, nu de curățarea inimii la sfârșitul timpului când vom pleca la cer și atât tot. Iar partea cealaltă conservatoare spune că trebuie să ne sforțăm, nașterea din noi este primită la botez și trebuie să renunț la fiecare păcat și că nu există odată cu tot poporul. Și uite așa Domnul spune, dacă eu mărturisesc despre mine însu, mărturia mea nu este adevărată. Am nevoie să fie confirmată în voi, al doilea și al treilea mator în fața jurului universal. Numai cei care vor fi alături de El, numai cei care vor deschide ochii și vor primi solia neprihănirii lui Hristos, vor înțelege implicațiile, vor avea această percepție sfântă cu privire la nelegiurile care se întâmplă în mijlocul poporului lui Dumnezeu și cu privire la soluția extraordinară și nu există niciun mesaj care să aibă în potențialul uh, uh, acestui mesaj, să aibă uh, ceva mai magnific și mai extraordinar ca ziua Domnului. Închipuiți-vă că va apărea o generație fără pată și fără zbârcitură. Oameni părtași de natură divină, martorii care vor confirma ceea ce a mărturisit Hristos despre sine. Și ce a mărturisit Hristos despre tine? Eu nu pot să fac nimic de la mine decât prin Tatăl. Și ce vor mă mărturisi cei 144.000? Noi nu am fi putut să facem nimic dacă nu am fi așteptat Marea Zia Ispășirii pentru cei vii, Nunta Mielului. Numai așa va putea El să fie sfințit în noi, sub ochii lor, sub ochii omenirii. Doar această zi are potențialul ca să se împlinească profeția extraordinară, uluitoare, care va aduce mii de oameni dintre neamuri și vor migra de la pomul cunoștinței binului și a răului către pomul vieții. În sfârșit, Shechina se va întoarce în templul inimii și în sfârșit această solie împlinește scopul etern al lui Dumnezeu. Amintiți-vă, vă rog frumos, că tot ceea ce v-am spus până acum este solia care este confirmată de către pilda sanctuarului. Amintiți-vă de scopul etern al lui Dumnezeu pe care îl găsim în Hristos Lumina Lumii 161. Amintiți-vă de semnificația deosebită și că de cel mai important serviciu care se găsește în Levitic 16 cu 30, ziua ispășirii, când toate păcatele din timpul anului puse asupra sanctuarului erau șterse, erau îndepărtate. Închipuiți-vă că serviciul acesta extraordinar era în tuturor serviciilor care se desfășurau în întregul an. Era punctul culminant al experienței, e în centrul cărții. Leveticului, ca să înțelegem centralitatea soluției aceasta. Aceasta este solia noastră. Acesta este mesajul. Altfel, ziua Domnului va veni ca un hoț. Dacă nu înțelegem pilda sanctuarului, dacă nu înțelegem că noi suntem construcția aceasta, ca să-l cităm și pe Pavel, dar putem să-l cităm pe Petru, că Petru a vorbit despre așa ceva. Noi suntem sanctuarul. Apropiați-vă de el piatra via, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piată din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piadă de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. E nevoie să înțelegem în finalul prezentării noastre de ce are nevoie poporul nostru ca ziua Domnului, de care mesaj are nevoie ca ziua Domnului să nu vină ca un hoț. Pentru biserica la Odicei, Sora White răspunde care ar trebui să fie mesajul acesta. L-am văzut din perspectiva lui Petru. L-am văzut din perspectiva caracterului lui Dumnezeu. L-am văzut din perspectiva prototipului. Nu pot să închei această prezentare și din perspectiva a ceea ce are nevoie, zi, ceea ce are nevoie Biserica la Odicei din perspectiva Sorii White. Și ea spune așa. Noi toți trebuie să recunoaștem că este timpul ca o influență înviorătoare cerească să fie adusă în comunitățile noastre. Și noi recunoaștem că această influență înviorătoare ar trebui să fie adusă în comunitățile noastre. Problema care este, fraților, că la ora actuală biserica nu știe care este această influență, de unde se ia această influență, pentru că la ora actuală biserica noastră este sfâșiată de tot felul de divergențe cu privire la subiecte precum natura păcatului, cu privire la solia 1878, cu privire la desăvârșirea de credință, cu privire la la caracterul lui, lui Dumnezeu, așa cum am văzut, cu privire la ceea ce reprezintă Marea Zia Ispășirii. Toate subiectele acestea. Pe de-o parte, uitați-vă puțin, în, 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 în mijlocul poporului nostru. Unii spun că e nevoie să ne întoarcem la faptele, la fapte pe care eu le consider că sunt fapte moarte. Și ei spun că Dumnezeu și-ar întoarce fața spre noi dacă ne-am depărtat de păcatele personale, favorite sau denominaționale. De e nevoie să ne întoarcem la fapte și să fim foarte serios. Alții spun, nu mă, fraților, hai să mergem în pas cu modernismul nostru, hai să mergem spre teologia bisericilor populare, hai să aducem antrenori, hai să aducem tot felul de instructori, de psihologi și de oameni mari. Ei spun, nu se mai poate, nu vedeți că biserica este, pedepsit, este depășită pur și simplu, nu vedeți că Distinctivele acestea denominaționale ne împiedică să să fim și noi mai eficienți, să avem și noi un Hristos comun, cu o singură voce și cu o singură familie și să facem bine omenirii, pe de-o parte. Deci, unii spun întoarcerea la timpurile pionierilor noștri și la fapte serioase și la păcatele personale, și după aia denominaționale, dar în general alea personale. Și spun, nu, trebuie să fim mai, mai deschiși pentru că Biserica este depășită. Iar majoritatea este făcută de, 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 de numărul celor muți din biserică care n-au nicio voce, care nu spun al, absolut nimic care stau într-o parte și în alta și nu știu ce să aleagă, nu știu ce să creadă. Se credem pe cei care spun să ne întoarcem la, la, la timpurile pionierilor noștri, chiar dacă acolo s-a respins Solia și Sora White a spus că acolo a fost o perioadă de mare apostazie care s-a perpetuat până în timpul nostru, să ne dăm mâna cu frații și cu noștri, cu frații și surorile noastre de credință și marea majoritate mută și oarbă nu prea știe ce să fac. De unde să luăm Sora White această influență înviorătoare și cerească? De unde să o luăm? De unde să o găsim? Și Domnul o spune: Eu v-am spus. Solia lui Dumnezeu a fost prezentată poporului cu claritate și putere. Ea este chiar Solia pe care Dumnezeu dorește să o dea bisericii sale acum. Refuzul vostru de a o asculta, împotrivirea voastră, deși nu va opri această lucrare, va aduce o mare pierdere sufletelor voastre. Și Solia, pe care se vorbește aici, este Solia în care se vorbește în teme 91-92. Domnul în marea sa îndurare a trimis o foarte prețioasă solie prin frații Wagner și Jones. Asta este singura solie. Aceasta este singura solie și aceasta este singura care are influența cerească necesară comunităților noastre. Problema este că poporul nostru a învățat de peste un seu că solia nu a fost de la Dumnezeu și că nu este solia Îngerului al treilea și că este îndreptățirea prin credință și că am primit-o. Și au trecut generații întregi, au trecut tot felul de administrații care au experimentat, care mai de care, unii diverse tehnici de a aduce spiritualitate, alții de a face ca biserica să înflorească, alții cu misiunea, alții au făcut ploaie globală, alții au făcut, au chemat antrenori din celelalte biserici. Toți au încercat, și niciunul nu ne-au reușit să aducă finalitatea și această influență înviorătoare. Nu contează cine vine la conducere și ce facem. Atâta timp cât călcăm în picioare Solia foarte prețioasă, trimisă în frații George și Wagner, nimic nu va reuși. Și eu spun, fraților, ca și apel atunci, acum când Mireasa se formează chiar sub ochii noștri. Eu zic că a venit timpul să, să fim mai sobri cu privire la această soluție extraordinară, să cântărim bine opțiunile, să luați deciziile. Ce facem cu această solie? Dumneavoastră, personal, ce faceți cu ea? Ce vă doriți să se întâmple? Și eu zic că în fața noastră nu sunt decât două alternative. Pe de o parte, spune Sora White, lumea este o a doua sodomă. Sfârșitul ei este chiar asupra noastră. Este oare rezonabil să credem că nu există nicio solie care să pregătească un popor spre asta, în picioare în ziua Dumnezeului cel mare, ziua Domnului. De ce această puternică retragere? Se va stinge solia îngerului al treilea în întuneric sau va lumina ia tot pământul cu slava ei? Se va stinge oare lumina Duhului Sfânt, iar biserica va rămâne lipsită de harul lui Hristos, ca piscurile Gilboa care nu au nici rouă, nici ploaie? Asta este una dintre soluții și sora White întreabă și ea. Și eu zic că suntem la această, încă la rescrucea aceasta periculoasă în care uh, ne-a lăsat conflictul acesta în jurul neprihănirii lui Hristos. Putem să lăsăm solia 1888 să lumineze întreg pământul și să uh, fim bucuroși și să o acceptăm cu mare bucurie? Sau putem să o lăsăm să se stângă în întuneric? Nu sunt. Al treia, al, al treia alternativă nu este. Deci alegeți să primit solia aceasta sau să se stângă în generația dumneavoastră și să mergem în continuare în această distrugere și în această așteptare a noastră că noi ne știm și ne-am făcut foarte bine temele. Atenție că în felul acesta ziua Domnului va veni ca un hoț. De obicei eu vorbesc la nivelul, la nivelul colectiv și așa este corect. Dar acum întreb în mod personal. Tu te simți implicat în această criză? Și dacă nu ești implicat, E timpul să-ți iei hotărârea, în ce parte vrei să mergi. Cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la solia foarte prețioasă, cu privire la natura păcatului, cu privire dacă vii sau nu vii la nunta Și dacă nu crezi că această solie nu este lumina lui Dumnezeu, dacă crezi că ai, luat, ai primit solia, dacă crezi că ai nașterea din nou, dacă crezi că ai Duhul Sfânt, dacă crezi că ai înțeles caracterul lui Dumnezeu și că nu ești condus după basmele, basmele mește și ucite alcătuite, atunci spune Domnului că nu-ți trebuie așa ceva, nu mai asculta niciodată așa ceva, încheie capitolul acesta pentru totdeauna și o să vină un timp în care eu zic că o vom regreta amarnic, dar este decizia pe care ai luat -o. în final. Ce decizie vom lua? Vom primi această influență, influență care să aducă vindecare poporului Dumnezeu Marea Zei Spășirii pentru cei vii? Sau vom spune nu? Și atunci eu vă spun că e foarte bine, e dreptul dumneavoastră. Numai că în felul acesta ziua Domnului va veni ca un hoț. De ce parte suntem?